Acțiunea sindicatelor are toate șansele să rămână la nivel de sesizare, deoarece numirea lui Vlaicu a fost discutată la nivel central între liderii celor două partide, UNEPR și PDL. Acest lucru este recunoscut de președintele PDL Gorj Ion Urușeț. Eu nu ascund, a fost discuții chiar la nivel central pe această temă. Responsabili din partea ambelor partide la nivel central au discutat pentru, să spunem, nu numire, pentru ca specialiștii competenți ai UNEPR-ului să poată să accede și în funcții de conducere în cadrul companiilor de stat în județul Gorj. Senatorul PDL mai spune că numirea directorilor nu este treaba sindicatelor. Și sindicatele trebuie să fie atente declarații pentru că nu au un cuvânt de decizie în ceea ce privește numirile administrative. Nici Danilie Morega, deputat UNEPR, nu este de acord cu reacția sindicaliștilor în acest caz. Nu e problema sindicatelor. Sindicatele să se ocupe de problemele absolut ale membrilor de sindicat din care se înfructă vârtos din sângele lor, respectiv din seva lor, din munca lor și trăiesc ca niște berferi. Politicienii consideră ciudată reacția sindicatelor la numirea lui Vlaicu, pentru că până acum nu s-a mai întâmplat acest lucru, deși au mai fost făcute angajări. Dar cred că sindicatele n-au reacționat până acum niciun fel, nici în 2000, nici în 2004, nici în 2007, nici în 2009. N-am văzut o asemenea reacție și de aceea mi se pare puțin, n-aș putea o spune dubioasă, dar incorrectă. Sindicaliștii aduc însă critici dure celor doi politicieni și se gândesc chiar ca pe Ion Urușeț să-l desemneze persoana non grata, având în vedere că vine din rândul lor și este de acord cu această decizie. Dacă este cumva implicat în asta, o să luăm și noi măsuri la federație să-l desemnăm persoana non grata, dacă cumva a făcut, dar cred eu că n-a făcut așa ceva. Și îmi pare rău că fostul nostru coleg, domnul Urușeț, uită de unde a plecat și uită, în primul rând, că a fost sindicalist și că în condițiile legilor actuale nu are voie să depășească cadrul legislativ. Sindicaliștii care au mers la Ministerul Economiei cu sesizarea scrisă așteaptă acum un răspuns.